Mulțumesc de invitație. Felicitări, Tudor, pentru prezentare. Și cumva mi-ai făcut un intro, pentru că aș vrea să povestesc astăzi cum continuăm această experiență digitală și cum continuăm acest journey al colegilor, a angajaților în cadrul unor companii, tot prin tool-uri digitale. Dar înainte să încep, aș vrea să vă imaginați cum era acum 15-20 de ani și ce discutam noi în zona digitală acum 15-20 de ani. Și o să vă spun o întâmplare. Acum vreo 17 ani am început primul job ca și programator. Eu vin dintr-un domeniu tehnic, am făcut facultatea de calculatoare și eram într-o, ca să zic așa, la începuturile IT-ului în România, în special în Cluj. Într-o companie mică, care eram vreo 30 de persoane, în fiecare dimineață beam cafeaua cu HR-ul, cu CEO-ul, într-o vilă, companie care astăzi a ajuns undeva pe la 1000 plus, și era august, că tocmai a trecut, perioada concediilor, 15 august, care știm că pică de multe ori în mijlocul săptămânii, legăm. Și cum se făceau atunci concediile? Păi spuneam la HR, Eliza, vezi că mâine și poimine mi-au concediu, sau câte un e-mail, sau pe coridor. Cert este că ne-am aflat în perioada aia între până la 15 august și am ajuns la birou și eram eu, CEO, HR-ul și vreo doi oameni. Și ce s-a întâmplat? Unde au plecat? Ce s-a întâmplat? Ne-au luat oamenii. De fapt, na, toată lumea își luase concediu, cum își luase concediu, dar nu era nimic centralizat. Și de fapt ăla a fost și primul impact al meu cu HR-ul, pentru că ne-am decis la momentul ăla să și dezvoltăm un tool intern, un fel de self-service prin care să avem tot managementul concediilor, să avem o comunicare cu HR-ul, să știm când suntem în concedii medicale, concedii de odihnă și așa mai departe. Ce am să vă spun eu astăzi? Câteva cuvinte despre noi, UCMS BayerOps. Ce înseamnă experiența angajaților în cadrul organizațiilor și cum o legăm de această digitalizare, care este impactul digitalizării și cu ce instrumente digitale venim noi la UCMS pentru a vă ajuta pe voi. Câteva cuvinte pentru cei care nu ne cunosc. Suntem probabil cea mai experimentată și cea mai veche companie care activează în sectorul resurselor umane. Avem două soluții, DP Payroll și True HR, soluții complete pe zona de administrare de personal și payroll. Anul trecut am împlinit 25 de ani, în momentul de față suntem în al 26-lea an de activitate. Cu siguranță mulți dintre voi, și văd aici fețe cunoscute, știți UCMS-ul trecând prin destul de multe mâini, ca să zic așa, destul de mulți acționari. La bază, de fapt, a fost o companie inițiată în Cluj, de către un antreprenor clujan, care apoi a vândut către UCMS, un grup foarte mare pe zona de BPO la nivel de sud-estul Europei, după care a fost preluat de către TMF Group, la fel un grup olandez pe zona de outsourcing, de BPO, iar începând cu 2019, face parte din grupul AROPS, cu siguranță una dintre cele mai mari companii de IT, recent și listate la bursa, la BVB, la Bursa de Valori București. Dacă intrăm în subiect, foarte multe studii ne spun ce contează pentru angajați după ce îi recrutăm, că îi recrutăm digital sau că îi recrutăm. Și am ales doar trei piloni, sunt foarte multe elemente, nu vreau să intru în foarte multe detalii, trei piloni. Spațiul fizic al companiei, experiența digitală și cultura organizațională. Doar că știm că în ultimul timp am trecut vremuri pandemice, post-pandemice, că deja aud foarte multe cazuri de COVID care se întorc și mă bucur că reușim să facem un eveniment și în regimul ăsta offline. Spațiul fizic se transformă. Probabil mulți dintre voi deja și-au transformat sau sunt într-un proces de transformare a spațiului fizic, inclusiv noi facem.
E clar că lucrăm într-un regim hibrid. E clar că, cel puțin în zona asta de servicii IT digitale, nu suntem tot timpul la birou. La fel, cultura organizațională, care și ieri n-am fost prezent, am urmărit online, cât și astăzi am văzut destul de multe discuții pe baza asta de cultură și cum menținem cultura organizațională într-un regim hibrid. Dar cred cu tărie că ceea ce contează foarte mult și de fapt pune un accent foarte mare pe partea de experiența angajaților este acest proces de digitalizare. Nu știu dacă știați, dar există chiar un index, se numește DEX, de la Digital Experience Employer, care măsoară cât de înaintată este organizația în a utiliza tool-uri digitale. Și nu contează doar faptul că eu vin din domeniul HR, da? Noi avem soluții în zona asta de resurse umane, care este un element foarte important. În principal, zona de self-service, ca toți angajații să aibă acces la un portal în care poate să-și ia aceste concedii, să poată să aibă adeverințe, de exemplu, cum a fost în pandemie, în care trebuia să ajungem la muncă prin adeverințe de la angajator, sau să poată să-și vadă contractele, fluturașii și așa mai departe. Dar pe lângă asta, contează și sistemele de learning, pentru că foarte mult dintre ele se desfășoară în momentul de față online. Contează foarte mult sistemele de workflow și project management, tocmai datorită faptului că în momentul de față lucrăm foarte mult de acasă sau hibrid. Sau, bineînțeles, contează tool-urile prin care pot să am acces la diferite evaluări de performance management sau compensații și beneficii, sau reduceri la diverse experiențe. Care ar fi impactul? Păi am citit mai multe studii și impactul și ne spun așa. Unde ajută digitalizarea? Păi se spune că 25% crește cu 25% productivitatea prin aceste tool-uri de digitalizare și probabil majoritatea dintre noi, eu pot să afirm foarte clar și direct, nouă ne-a crescut foarte mult productivitatea lucrând de acasă în această perioadă pandemică. De foarte multe ori cu siguranță știm că probabil am lucrat mai mult, că n-am mai trebuit să venim la birou, la București unii dintre colegi fac și o oră, noi la Cluj suntem mai norocoși că facem un pic mai mult, dar pe de altă parte, în momentul de față avem colegi, cred că, în majoritatea orașelor mari din România, și aici pot să-i număr de la Iași, Timișoara, Arad, Sighișoara, Mureș, deci lucrăm cam de peste tot din România. Bineînțeles, o productivitate mai mare, automat, teoretic, ne duce și la o creștere a profitului. Cel mai important, cel puțin, lucru care mi se pare, este eficientizarea task-urilor, pentru că foarte mult timp îl petrecem pe căutări manuale și soluții digitale, inclusiv ce prezenta Tudor cu acel BI în care pot să am niște date la un click distanță pe care îl vedeți și în soluțiile noastre. Și bineînțeles o retenție mai ridicată pentru că experiența mea ca și angajat într-o organizație care mă aduce cu un pas în față prin digitalizare mă face să rămân mai mult în această organizație. Cum ajutăm noi companiile și prin tool-urile noastre și prin soluțiile noastre și ca să nu vorbesc doar așa din vorbe, chiar am să vă dau câteva studii de caz pentru câțiva clienți pe care i-am ajutat și în această perioadă pandemică și înainte. La Tenaris, Silcotu, probabil că mulți dintre voi știți, undeva câteva mii de angajați cu două fabrici, la Zalău și la Călăraș, cu foarte mult personal și personal TESA. Nevoia companiei, mai ales odată cu venirea acestei pandemii și datorită faptului că personalul TESA lucra mai puțin în fabrici, a fost de fluidizarea tot procesului de documente în interacțiunea între angajat și angajator sau HR.
Și în momentul acela am implementat pentru, în prima fază, pentru tot personalul TESA, portalul angajatului, self-service, prin care toți angajații aveau acces la datele de contract, la fluturaș, la partea de concedii, la adeverințe pentru a veni la muncă în momentul de față. Impactul a fost foarte bun, cum ne și așteptam, pentru că era personal TESA. Cei mai mulți au intrat și au văzut toate datele, dar a venit următoarea provocare de la Tenaris, și anume cum facem asta și cum digitalizăm accesul la informații a colegilor din fabrică, blue collar, care n-au acces la un laptop, care n-au acces la calculator și vin și în fiecare zi la fabrică, chiar dacă e pandemie și dacă sunt sute sau mii de cazuri. Și noi avem o funcționalitate, un modul, avem un chioșc, un infochioșc, zdravăn, așa ca și pentru fabrică, cu touchscreen, în care dăm posibilitatea colegilor din zona de blue collar, prin logarea cu cartela, cu badge-ul de intrare, de pontaj și acel RFID, care probabil că mulți dintre noi îl avem, prin logarea cu acea cartelă și cu o parolă simplă de 4 cifre sau de 6 cifre, să aibă acces la aceste informații într-un mediu securizat, inclusiv cu o listare de fluturaș, frumos pe imprimantă termică, pentru că există aceste nevoi. Gândiți-vă ce ar însemna să fie 2-3 mii de oameni în fiecare lună la HR, la ușa HR-ului, să aibă acces la fluturaș sau la diverse adeverințe pentru grădiniță, școală și așa mai departe, că a început și școala și grădinița. Trebuie să recunoaștem că nu a fost la fel de bine primit, pentru că blue collar probabil, dar în orice proces de digitalizare cu siguranță este nevoie de efortul și a angajatorului și a organizației, și după ce s-au făcut un pic de training, după ce s-a mers și le-a explicat fiecare maestru și fiecare șef de echipă, undeva la 80% dintre ei au început să folosească, iar în momentul de față cred că au ajuns chiar către 100%, că vom extinde, aici vorbim doar de fabrica din Zalău, și chiar săptămâna trecută am livrat și către fabrica din Călăraș. Un alt studiu de caz este o companie de IT din Cluj-Napoca. O companie care a crescut enorm în perioada pandemiei. Creșterea lor a fost de la vreo 100 de angajați către 400. Noi am început să lucrăm cu ei când erau la zona de 100 de angajați și ne-au spus: urmează o perioadă foarte bună, vom angaja, avem nevoie de susținerea voastră să implementăm un sistem astfel încât să ținem totul sub control. Firmă de IT la 400 de angajați, lucrau încă în Excel-uri, în dosarul angajatului și așa mai departe. Împreună au fost două procese. Unul, implementarea soluției, în principal zona de administrare de personal și de pontaj electronic, pentru că la fel lucrau într-un regim hibrid, mai ales că erau pe o creștere fulminantă, adică toată creșterea asta s-a întâmplat undeva în 8-10 luni, ceea ce este mult într-un segment de IT, majoritar IT. Ce am făcut împreună cu ei? Am implementat tot ce înseamnă partea de administrare de personal, astfel încât tot procesul după ce se întâmpla recrutarea să intre în sistemul ăsta de administrare de personal, și partea de pontaj electronic atât în locațiile lor, pentru că au crescut ca și locații, cât și în tot ceea ce înseamnă pontajul electronic, pentru că ei lucrau și pe diverse fusuri orare, pontajul electronic la distanță. Care a fost impactul? La fel, orice adeverință se aproba rapid într-o oră, orice concediu se aproba undeva în 48 de ore. Pontajele, pentru că fiind într-o industrie de outsourcing în care ei trebuia să livreze pontajele mai departe către clienții lor final, se realizau în 2 zile versus 5 zile înainte, în care se făneau manual sau prin Excel-uri. Iar în zona de IT au reușit ca o persoană care
se ocupa de parte de această zonă administrativă, să poată să aibă focus pe alte elemente din cadrul organizației, cum ar fi recrutare sau partea de evaluare și așa mai departe. Deci cumva am redus, nu am dat niciun om în afară, dar am focusat, am reușit prin aceste tool-uri să eliberăm o persoană dintr-o zonă administrativă care poate aduce sau nu aduce atât de multă plus valoare într-o zonă care poate să se focuseze pe alte elemente a experienței angajaților. Pandemia, probabil că, nu probabil, cu siguranță ne-a și împins să inovăm și să digitalizăm. Am dezvoltat și o soluție de work from home / work from office, prin care, mai ales în perioada pandemiei, dar și acum, pentru că inclusiv noi avem, de exemplu, la București un birou mai micuț, pentru că l-am ales pe perioada aceasta pandemică, să putem să ajungem să știm cine lucrează și la birou și cine lucrează de acasă, astfel încât să, când era pandemie, să nu fim prea mulți, iar acum să putem să ne menținem din punct de vedere al întâlnirilor și așa mai departe. Totul se realizează din platforma noastră, toată echipa știe, se pot seta reguli, avem de exemplu acest modul într-o bancă în care era nevoie să fie doar anumite, un număr de persoane pe etaj sau pe direcții și așa mai departe. Tot pandemia, dar trebuie să recunoaștem că și legiuitorul ne-a ajutat în perioada care a trecut să dezvoltăm o funcționalitate de semnare electronică, de semnătură electronică, de semnare complet digitală a tuturor actelor care se generează din soluția noastră de administrare personală, din TruHR, în tot ceea ce înseamnă relația dintre angajat și angajator. Suntem singura companie care avem această funcționalitate în platforma noastră, ne fiind nevoie să ieși în alte platforme sau să ne integrăm cu alte platforme sau să urci manual, să abladezi manual documentele pe care vrei să le semnezi, tot ce se generează din, toate documentele care se generează din soluția noastră se pot semna electronic, atât cu semnături simple sau avansate, cât și cu semnături digitale calificate, iar aici suntem integrați cu 4 din cei 6 jucători prezenți pe piața din România, și anume CerSign, Alpha Trust, Namirial și Transpedu. Iar următorul pas, continuarea acestei soluții, și probabil că va fi o ușurare și pentru noastră, în acest moment dezvoltăm o funcționalitate de digitalizare a acelor carnețele de SSM. Sunt ferm convins că vă place la nebunie să semnați de 4 ori pe an acele carnețele de SSM. Noi în organizație suntem 65 plus, dar mie îmi place la nebunie să semnez de fiecare dată, de 4 ori pe an, 60 și ceva de carnețele și nu mai vreau să fac asta. Vreau să pot să semnez cu un singur click, printr-o semnătură electronică, calificată, toate cele 65 și probabil că noastre la sute sau mii de angajați o să vă fie mult mai ușor. La asta lucrăm în momentul de față. Din fericire ne ajută și legislația. Mai așteptăm și niște modificări pe partea de, nu securitate muncă, ci PSU, partea cealaltă, dar să vedem ce ne aduce legiuitorul. Cred că m-am încadrat și în timp. Mulțumesc frumos pentru atenție și sunt deschis pentru orice întrebare. Mulțumim frumos, Ionuț. Am văzut care e impactul digitalizării și al soluțiilor voastre prin toate exemplele pe care le-am văzut, cum simplifică lucrurile în organizații, acolo unde sunt departamente interne și payroll intern. Dar știu totuși că colaborați și cu foarte multe companii din zona de BPO și voiam să te rog să ne dai mai multe detalii și despre această zonă. Da, sigur. Mulțumesc. Într-adevăr, probabil că, cum vă spuneam, UCMS, atât când era parte din grupul UCMS, cât și făcând parte din grupul TMF, aveau și acest serviciu de BPO, de calcul salarial, outsourcing. Odată cu venirea grupului AROPS, începând cu 2019, eu vin din grupul AROPS,
nu mai facem acest serviciu. Nu îl știm să-l facem, nu ne dorim. Noi venim cu un ADN tehnic, venim cu o expertiză foarte mare în zona asta de inovație și de dezvoltare a soluțiilor. Drept dovadă, am și început să dezvoltăm pe cele două soluții tot felul de funcționalități pentru clienții noștri actuali, cât și potențialii clienți. Dar, în schimb, lucrăm cu foarte mulți parteneri din acest segment de BPO. Mai exact, lucrăm cu 25 de parteneri pentru care noi suntem partenerul tehnologic. Adică le oferim soluția, le oferim consultanțe, le oferim knowledge, iar ei utilizează atât DP Payroll cât și TrueHR pentru a oferi aceste servicii de administrare de personal și calcul salarial. Iar varietatea este destul de mare, de la Big Four la companii internaționale sau inclusiv la companii locale din România care au aceste servicii. Dacă ne poți spune și care e motivul pentru care ale companiile acestea să colaboreze cu un partener din zona de tehnologie? Păi, probabil că unul dintre sunt mai multe motive, dar probabil unul dintre principalele motive este că noi cu siguranță nu se concurăm în licitații. Și pe de altă parte suntem focusați doar pe a menține și pe a dezvolta cele două soluții, astfel încât ei să poată să aibă parte de tot ceea ce înseamnă digitalizare și poate să aibă parte de funcționalități noi mereu, astfel încât să poată să le replice sau să le implementeze la clienții lor. Și o întrebare din platformă, dacă aduce partea de self-service efecte pozitive asupra experienței angajaților din fabrici și dacă ați măsurat împreună cu partenerii voștri efectele implementării acestor chioșcuri? Da, mulțumesc de întrebare. Aduce efecte foarte pozitive. Tenaris este un studiu de caz pe care l-am prezentat, dar avem aceste chioșcuri. Noi aveam aceste chioșcuri încă înainte de pandemie. Le-am îmbunătățit și chiar am venit și cu un hard, astfel încât să fie totul on the shelf pentru companii. Avem foarte multe fabrici care utilizează aceste soluții, iar efectele sunt foarte bune pentru că cel mai important lucru este foarte secure, având în vedere că este vorba de conectarea cu acel card, dar și cu o parolă, da? Ai acces la tot ceea ce înseamnă datele într-un mediu de confidențialitate și este foarte ușor de utilizat, mai ales pentru personalul blue collar. Mulțumim frumos!